Decesele provocate de gripă în Chișinău nu ar trebui să constituie un motiv de îngrijorare real pentru locuitorii orașului, spun autoritățile, care pun nivelul ridicat al îmbolnăvirilor cu virusul H1N1 pe seama perioadei specifice a sezonului rece și dau asigurări că în viitorul apropiat numărul cazurilor se va reduce. Este una caracteristică pentru perioada dată, încet, încet valul se va micșora, imunizarea continuă, deci nu este ceva ieșit din comun, se repetă din an în an, aceeași situație. Cei doi bărbați care au decedat în 2019 din cauza gripei sunt oameni în etate care ar fi suferit și de alte probleme de sănătate, a mai spus Carolina Olaru. Potrivit Direcției Sănătate din cadrul primăriei Chișinău, rata persoanelor care au decis să se vaccineze contra virusului gripal constituie aproape 94%, cu peste 20% mai mult decât acum două săptămâni. La nivel de țară, de la începutul sezonului rece au fost înregistrate circa 540 cazuri de gripă, boală care a luat viața 12 persoane. În acest sens, pentru stoparea virusului, instituțiile medicale au fost asigurate cu 18.000 de doze de preparate antigripale, iar din 5 februarie în farmacii vor fi aduse alte 20.000 de doze.